Am spus că mâine trebuie să învățăm să ne detașăm, mai ales spre seară, și să gestionăm stările negative, rușine, dezamăgire, deznădejde, diverse stări, și să avem grijă de sănătatea noastră. Berbecii. Este foarte posibil să regrete un pas făcut și să aibă de corectat ceva. Sunt într-o perioadă bună, nu trebuie să se lase copleșite lucrurile mai dificile sau pe care poate unele nu le pot schimba. Tauri. Este foarte posibil să fie un pic dezamăgiți de un prieten, dar sensul acestei lecții de viață este să se detașeze, să dea spațiu, să lase oamenii să fie așa cum sunt și după aceea să vadă care mai este legătura și distanța cuvenită față de acele persoane. Gemenii au o zi mâine destul de valoroasă, mai ales în prima parte din punct de vedere comunicațional. Vești, informații de tot felul și rezolvări pe care oficiara unor probleme după amiază un pic mai tensionate. Sunt descurajați sau nu știu încotro să ia, nu știu cum să primească o veste de sus de la oficial. Pentru raci este foarte importantă comunicarea cu partenerul de viață sau cu un colaborator și un asociat, mici schimbări de dispoziție ale unora și altora pe care trebuie să le gestioneze. Este destul de dificil mâine după amiază să obțină o aprobare sau un act, de aceea trebuie să conteze pe prima parte a zilei. Pentru lei este important ca mâine, mai ales după amiază, după ora 14, să nu facă cheltuieli. Se pot trezi cu o pagubă, cu o pierdere. Dacă așa se întâmplă, trebuie să treacă pur și simplu peste, aș zice că nu e pe mâna lor, din cauza altcuiva. Pentru fecioare, o zi mâine importantă pentru muncă, pentru că e pozitivă, dar după ora 14 s-ar putea să nu convingă atât de ușor pe cineva de credibilitatea lor, de profesionalismul lor, cineva e gică contra. Și trebuie să-și caute argumentele sau să amâne o discuție. Pentru balanțe, este o după-amiază destul de dificilă, mai ales în relația cu colaboratorii. S-ar putea să lipsească cineva, să se îmbolnăvească cineva, să nu poată face o treabă și din cauza asta nu se sincronizează, nu se produc etapele care trebuie produse, dar dacă știu să se detașeze, să ierte și să țină locul, atunci lucrurile se rezolvă. Scorpionii, este posibil ca după amiază mai ales să fie un pic dezamăgit sentimental, nu neapărat de partenerul de viață sau de o persoană foarte importantă, ci un context mai amplu, o conjunctură mai amplă, să-și dea seama că oamenii nu rezonează întotdeauna unii cu alții și că nu întotdeauna se produc lucrurile așa cum am merita. Pentru săgetător, că minul și casa este un pic agitat, fie primesc musafir, primesc vești sau cineva este în indispoziție și nici lor nu le convine să facă treaba în locul altuia. Așa că trebuie să se pună puțin în armonie cu cei din casă și poate treburile mai grele să nu le lase nici pe seama altuia, dar nici să nu și le asume dacă nu pot. Pentru capricorn, atenție la comunicare sub toate aspectele și pe cale oficială și cu apropiații și gesturi și priviri și cuvinte. E o zi foarte sensibilă și să se asigure că interpretează bine ei, în primul rând, ceea ce li se spune și că replica e adecvată. Pentru vărsători este interzis orice fel de cheltuială, în schimb pot fi inspirați în privința detectării banilor. Știu cum să-i obțină și cum să-și facă treaba, lejer, dar eficient. Însă n-au voie să scoată din buzunar. Iar pentru pești, o după-amiază destul de dificilă, pentru că sunt foarte sensibili, au nevoie de atenție, poate sunt meteosensibili mulți dintre pești și tocmai de aceea le atrag atenția ca seara să fie foarte liniștită, cina foarte ușoară. E un sfat valabil pentru toată lumea pentru mâine. Nu trebuie să se certe cu nimeni absolut, chiar dacă luna e în scădere și face ca lucrurile să treacă mai ușor. Nu mâine. Mulțumesc, Amelia!